Expoziția regală Palatul Elisabeta și-a deschis astăzi porțile, publicul fiind așteptat în perioadele 7-25 aprilie și 8 mai 6 iunie de joi până duminică, în intervalele orare 10-13 și 14-17. De asemenea, expoziția va fi deschisă din iulie până în noiembrie, în perioade ce vor fi anunțate ulterior, informează familia regală a României, într-o postare pe Facebook. Pentru vizitarea expoziției nu este necesară o rezervare prealabilă, astfel cei interesați se pot prezenta direct la intrarea românești de lângă Muzeul Satului, din șoseaua Chiselev, numărul 28, sector 1. Accesul se va face pe bază de bilet, care poate fi plătit și cu card bancar. Tarifele sunt pentru copii, studenți și pensionari 20 de lei, iar pentru adulți 40 de lei. Vizitatorii vor primi un pliant cu fotografii și texte care descriu pe larg expoziția permanentă, un proiect al Asociației Casa Majestății Sale, expoziția care are un caracter permanent și este deschisă în lunile aprilie-noiembrie ale fiecărui an, a fost închisă în 8 noiembrie din cauza situației sanitare din România generată de pandemia de COVID-19.